Bună ziua și vă mulțumesc că ați dat curs invitației mele. Probabil că ați înțeles că această discuție va fi transmisă online ca să știți cetățenii ce discutăm noi astăzi aici. Așa cum cunoaștem cu toții, guvernul doamnei Gavriliță nu a fost susținut astăzi în Parlament și, precum cere Constituția, eu v-am invitat la aceste consultări și vreau să vă rog să exprimați punctul de vedere al formațiunii pe care o reprezentați, cum vedeți ieșirea din acest impas politic în care se află astăzi Republica Moldova. Și vreau să rog reprezentanții fracțiunii PSRM să înceapă. Mulțumesc, doamna președintă. Considerăm că, în conformitate cu Constituția Republicii Moldova, trebuie să înaintați acum în Parlament, în calitate de candidat desemnat de către o majoritate parlamentară constituită din 54 de deputați, candidatura doamnei Dorleșteanu. Atât? Exact atât, da. Asta este poziția dumneavoastră? Da. Vă mulțumesc. Următorii pe listă sunt reprezentanții Partidului Acțiune și Solidaritate. Vă rog. Mulțumesc, doamna președintă. Fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate rămâne consecvent pe poziția că este nevoie de alegeri anticipate, în special după ce s-a consumat azi o tentativă. Cred că trebuie să se margă pe consumarea, așa cum spune legea, a cel puțin două tentative, dar eminența sau necesitatea în alegerile parlamentare anticipate a devenit și mai clară, și mai evidentă, în special în contextul evenimentelor care s-au produs azi în Parlament. Deci noi, politicienii, asta ne-i rolul nostru, trebuie să dăm aprecieri și politice. Deci ceea ce am văzut astăzi în Parlament nu este altceva decât o reîncarnare sau o reînviere a alianții Dodon Plahotniuc-Șor, care este una toxică și foarte periculoasă pentru Republica Moldova. În special, repet, în contextul evenimentelor de astăzi, necesitatea în alegerile parlamentare anticipate este și mai evidentă și mai clară, cred eu, pentru, nu doar pentru politicieni, dar chiar și în primul rând pentru toți cetățenii. Vă mulțumesc! Mulțumesc și eu. Mai e cineva care vrea să vorbească de la PAS? Nu? Atunci îi rog pe reprezentanții fracțiunii platformei, da? Mulțumesc, stimată doamnă președinte. Noi am avut discuția cu dumneavoastră ieri și deja de câteva zile în urmă era, pentru noi era clar că se încorpește această alianță nocturnă și era evident că grupările politică criminale se unesc și pe noi ne așteaptă un blocaj puternic juridic, constituțional, cu care noi riscăm să amânăm și mai mult alegerile anticipate. De atâta și ieri am venit cu această idee unui guvern minoritar ca alternativa unui guvern Croleșilor, mă scuzați de expresie, eu nu pot să nu spun acest lucru, că așa este adevărat. Și noi ieri am spus acest lucru, v-am întrebat dacă se întâmplă acest lucru, ce facem, cum facem. Văzând ce s-a întâmplat azi dimineață, noi am venit cu oferta noastră care poate să permită să nu fie aruncată țara în mâinile a câtă oară deja a cercurilor oligarhice cu care noi am luptat atâția ani și am propus ca variantă de alternativă ca platforma DAS să-și asume guvernarea și am vociferat azi și candidatura noastră.
Sper foarte mult că nu este târziu, sper că poate acolo 54 de semnături, poate nu a ajuns vreo 3-4 semnături, nu sunt, poate forma acolo nu cum trebuie și noi totuși mai avem marjă de manevre și să nu fie acceptată această alianță majoritară. În caz contrar, desigur că situația devine foarte complicată și noi rămânem pe poziția că să prevenim ceea ce se așteaptă, ceea ce se planifică, punem umărul, să nu admitem această majoritate și să ne asumăm un guvern minoritar pro-european democratic care poate să gestioneze situația un mandat scurt împreună cu societatea civilă, desigur, cu sprijinul președinției și să organizeze niște alegeri anticipate, libere, corecte, după curățarea unor mai multor structuri. Poziția noastră, dumneavoastră, cunoașteți încă de ieri. Cu părere de rău, ceea ce noi am anticipat s-a întâmplat azi. Dacă nu este târziu, noi rămânem cu oferta noastră. Mulțumesc. Mai e cineva din fracțiunea platformei, da? Nu. Mulțumesc. Atunci invit fracțiunea Partidului Democrat din Moldova. Mulțumesc, doamna președinte. Eu vreau să reiterez că, cu părere de rău, astăzi în Parlament am avut o zi pierdută. Am venit cu solicitarea către toți colegii din Parlament pentru că era clar că nimeni nu va vota pentru acest guvern. Să nu pierdem ziua, exercițiul putea fi consumat în 2-3 minute, 5 minute și să parcurgem ulterior agenda parlamentară. În final, la sfârșit de zi, am înțeles și eu de ce s-a făcut tot acest spectacol. A fost nevoie de timp pentru a acumula semnături și a încropi această majoritate care o avem. În același timp, vreau să vă spun că ni s-a făcut și nouă oferta să participăm. Am zis categoric nu, noi nu putem participa într-o asemenea componență. În continuare, îmi pare bine că dacă timp de 2 luni de zile nu am avut niciun candidat la funcția de prim-ministru, iată că acum deja avem 3, posibil că pe zi ce trece vom avea mai mulți candidați la funcția de prim-ministru, denotă încă o dată logica cuvintelor pe care le-am spus azi în Parlament, că cu toții asistăm la un exercițiu de trișare masivă politică. Se spune una, dar cu adevărat fracțiunile sau formațiunile politice gândesc altceva. Noi stăm pe poziția că nu contează ce se va întâmpla în continuare, mergem spre alegeri parlamentare sau va fi votat un guvern, este de obligațiune morală a clasei politice să spună cetățenilor totuși ce se va întâmpla în Republica Moldova în această perioadă. În Formula 1, când mergem spre alegeri parlamentare anticipate, iată 4, 5, 6 luni de zile, după o analiză, trebuie să spunem că avem bani pentru pensii, pentru salarii, va fi gestionată criza pandemică, va fi gestionată criza economică, pentru că considerăm că cetățenii au dreptul să cunoască această situație care s-a instalat în Republica Moldova și care sunt riscurile. Noi am reiterat o singură dată că dacă obiectivul alegerilor anticipate este de a curăța clasa politică, precum am auzit, trebuie să luăm în calcul și riscurile dacă cumva ne pornim în aceste alegeri pe un teren absolut nepregătit. Noi cumva v-am transmis mesaje și dumneavoastră și primului ministru interimar despre fără de legile care le face acest guvern care este acum în exercițiu sau guvern în demisie, presiunile și șantajul asupra oamenilor care au funcții în teritoriu și depind într-un mod oarecare de instituțiile guvernamentale.
Iată, pornind de la toate acestea, eu cred că avem o obligațiune cu toții să numim lucrurile pe nume, ce se întâmplă astăzi în Republica Moldova, care este situația economică, socială, financiară și, mergând în alegerile parlamentare anticipate, suntem siguri că vom avea un rezultat sau o configurație a Parlamentului mai bună decât acum. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Mai e cineva din partea Partidului Democrat? Da, vă rog. Da, consultările de astăzi trebuie să soldeze cu un rezultat, cu o candidatură sau cu o viziune, cum mergem mai departe. Și asta este important, adică din partea colegilor de la DA am înțeles că există un candidat, dar era bine să spun cine este și dacă candidatul ăsta acceptă, și colegii de la PAS să spună dacă au altă viziune sau aceeași propunere, ca noi să știm în jurul cărei idei să ne mobilizăm. Cât înțeleg eu, platforma DA a făcut public candidatura, da? Deci numele candidatului. Dar eu n-am văzut-o. Exact. Da. Și reprezentanții PAS de asemenea și-au spus poziția astăzi. Nu știu dacă despre această idee, da? În general, despre cum se procedează mai departe. Vă mulțumesc. Acum vreau să invit reprezentanții grupului Pro-Moldova. Doamna președinte, bună ziua și dragi colegi. Vom rămâne consistenți și noi în viziunea noastră pe care am expus-o și la precedentele consultări. Considerăm că orice schimbare este bună, dar în același timp, mai ales într-o perioadă de criză, Republica Moldova, țara în general, trebuie guvernată. Sigur că preferabil ar fi ca să existe o înțelepciune și o maturitate politică pentru toate fracțiunile parlamentare, să găsească o soluție pentru poate un guvern anticriză pentru o anumită perioadă de timp, care împreună cu dumneavoastră, agreat, se va ajunge la a lua măsuri, a elabora politici, inclusiv pe prioritățile pe care le considerăm noi că sunt importante, legate de la lupta împotriva pandemiei, criza economică, reforma justiției și restul. În cazul în care nu, iată că deja astăzi sunt un candidat propus de o majoritate formată, alt candidat pe care o echipă, colegii noștri din fracțiunea platformei DA propun și să asume acest guvern minoritar, noi rămânem pe aceleași poziții ca și data trecută. Trebuie să existe maturitate și înțelepciune pentru a rezolva problemele cetățenilor cu agenda cetățenilor, ca ulterior, eventual, să se ajungă și la acele alegeri dorite sau nedorite de unii. Vă mulțumim! Mulțumesc și eu. Mai e cineva din reprezentanții grupului care vrea să vorbească, nu? Atunci, doamnă președinte, stimați colegi, bună seara. Stimați cetățenii ai Republicii Moldova, astăzi, într-adevăr, după cum am mai spus, am asistat la o acțiune fără precedent, atât în Republica Moldova, cât și în întreaga lume, atunci când dumneavoastră, în calitate de președinte a statului, ați înaintat candidatura la funcția de prim-ministru și ați solicitat deputaților ca să nu susțină. Mai mult ca atât, chiar și partidul și fracțiunea parlamentară nu a susținut proprie, nu a susținut acest candidat. Ne-am expus poziția foarte clar și anume din respect față de cetățeni nu am asistat la acest exercițiu. Noi înțelegem foarte bine că nu putem să ne permitem ca în această situație de criză pandemică, socială, economică, să aruncăm țara acolo unde își doresc unii colegi și de aceea suntem ferm convinși că țara trebuie condusă până la următoarele alegeri
fie anticipate, fie care vor fi, dar avem nevoie de o conducere promptă acum pentru a scoate țara din această criză. Noi ne-am expus astăzi foarte explicit și Platforma Parlamentară pentru Moldova și fracțiunea Partidului Politic Șor ne-am expus clar în susținerea înaintării candidaturii la funcția de prim-ministru a doamnei Mariana Durleșteanu, deoarece o cunoaștem ca o doamnă profesionistă cu o experiență foarte bogată atât în plan național cât și internațional și suntem siguri că anume cu un așa prim-ministru, țara poate fi guvernată până o perioadă, până vom ieși din această criză profundă în care ne aflăm astăzi, în așa mod că următoarele alegeri să aibă loc în mod democrat, așa cum merită întreaga societate. Vă mulțumesc! Alți reprezentanți? Dacă e posibil, da, vă rog, sigur. Mulțumesc! Vă rog. Da, deci... Am avut parcursul acestei perioade mai multe tratative, evident, cu toate fracțiunile și grupurile din Parlament. Vreau să spun că în susținerea doamnei Durleșteanu sunt mai multe și fracțiuni și grupuri. Ne-au asigurat că este dorința de a vedea programul acestui partid, acestui guvern, componența, și nu este exclus că ea va întruni un număr mult mai mare decât numărul propus astăzi către înaintare. De aceea, pe această cale, invităm toate componentele fracțiunii să aștepte ca candidatul nominalizat să vină la ei în fracțiune, să discute asupra componenței guvernului și programului. Vă mulțumesc! E cineva care vrea să vorbească? Întrebarea care se vehiculează, dar există consumțământul, doamne Durleșteanu? Dacă îmi permiteți, doamnă președinte, ca să răspund la întrebare, există și consumțământul domniei, e semnat, a fost transmis în adresa președinției o copie. Mulțumesc! Și vă mulțumesc! Mai sunt deputați care vrea să intervină, să comenteze lucrurile care s-au spus? Dacă nu sunt, eu înțeleg că este și un document înscris care a fost expediat pe adresa președinției. Am auzit ce ați spus fiecare dintre dumneavoastră. Vă mulțumesc frumos pentru că ați venit, vă mulțumesc frumos pentru punctul dumneavoastră de vedere și pornind de la lucrurile pe care le-am auzit astăzi aici, eu o să revin în scurt timp cu poziția mea. Vă mulțumesc și vă urez o seară bună!